pretutindeni pe unde am mers cu toți copiii lui Israel. Am spus eu oare vreo vorbă vreunia din semințiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte. Și pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. A fost o vreme în care politica, viața socială și viața religioasă erau strâns legate împreună. David este cunoscut ca mare om politic, David este cunoscut ca mare om religios, un mare lider religios, spiritual, și David ar trebui să fie cunoscut și ca un mare, foarte mare om de afaceri. Și le-a îmbinat foarte bine pe toate împreună. Pentru că știți foarte multe despre campaniile lui militare și pentru că știți foarte multe despre lucrurile spirituale din viața lui, aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, știți care este cea mai mare lovitură pe care a dat-o David în afaceri? Cea mai mare afacere pe care a făcut-o David în timpul vieții lui? Până găsiți dumneavoastră răspunsul, aș vrea să vă aduc aminte că se poartă și în țară la noi și în altă parte să găsești pe câte cineva. Și mulți s-ar bucura să găsească pe cineva să îi aibă grijă de casă. Să găsești un pensionar sănătos care își cere puțin și lucrează mult. Dacă ai găsi și pe cineva de încredere, dacă ai găsi și pe cineva foarte capabil și mai ales dacă ai găsi pe cineva care să se ocupe o perioadă îndelungată, adică să nu tot schimbi. Acum sărind de la casă unde ne mai descurcăm, dacă ai găsi pe cineva să îngrijească de copiii tăi mici, dacă ai găsi pe cineva să îngrijească de copiii care sunt la școală, dacă ai găsi pe cineva să îngrijească de părinții care sunt bătrâni, vreau să vă spun că David aici a dat lovitura. A fost cea mai mare afacere a vieții lui. David a găsit pe cineva care să se ocupe de familia lui, bine de tot, știți pentru cât timp? Știți pentru cât timp? Veșnic. David a găsit pe cineva care să se ocupe de familia lui veșnic. Cineva bun, cineva capabil, cineva onest, cineva iubitor, cineva care chiar știe ce înseamnă purtarea de grijă. Dacă ați remarcat, m-am oprit cu citirea textului la versetul unde Domnul vine cu această promisiune: Domnul îți vestește că îți va zidi o casă, o familie. Când ți se vor împlini zilele și când vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi în numele meu o casă, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu, dacă va face răul îi voi pedepsi cu onoia omenească, cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va îndepărta de la el cum l-am îndepărtat de la Saul.
Este una dintre cele mai extraordinare promisiuni pe care le poate obține David pentru casa lui. O promisiune de binecuvântare și una veșnică. Acum vreau să vă spun o greșeală pe care am constatat eu că o facem noi, care teoretic n-are nimic de a face cu viața de familie, ci are de a face cu ordinarea lucrătorilor. Toți știm când este vorba de ordinarea unui slujitor, unde trebuie să ne uităm. Dacă ar trebui să-l verificăm pe fratele astăzi, după ce l-am verificat, avem cel puțin două pasaje în Scriptură după care îl verificăm. Care sunt ele? Timotei și Tit. Noi toți știm că dacă ajungem la verificare, trebuie să verificăm după Timotei și Tit. Întrebarea mea este următoarea. Ce se întâmplă cu un om pe care îl verifici după Timotei și Tit, dar nu-l crești după Timotei și Tit? Ajunge omul la 25-30 de ani și vine o comisie, vine o biserică și spune să îl examinăm. Episcopul trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. El zice cam târziu, fraților, dacă îmi spuneați asta în urmă cu 4 ani, era mai simplu, îmi spuneți astăzi, e tardiv, da? Să trecem peste aceasta, el să fie primitor de oaspeți. Ascultați-mă, părinților, dacă dumneavoastră luați musafiri până la 89 de ani și lăsați copiii, după ce s-au căsătorit 15 ani, să nu primească musafiri, puteți să uitați. Pe ei prinde groaza. Noi când să-i învățăm? E prea târziu să-i înveți dacă nu-i înveți din tinerețe, da? În stare să-i învețe pe alții. Păi cum să fie în stare să-i învețe pe alții așa dintr-o dată? El trebuie în timp, poate să clădească ani de zile în învățătură, ca apoi să fie în stare să îi învețe pe alții. Dacă toată tinerețea îi învățăm să iubească banii, și mamă, tată, tu să faci, să știi să câștigi bani, și apoi îl verificăm să nu fie iubitor de bani. E cam târziu, da? Foarte multe lucruri de aici, care rămân valabile, care nu le putem schimba. Dacă nu știm să ne ocupăm de ele în tinerețe, atunci când îi creștem, oamenii vor ajunge în situația în care vor spune, îmi pare rău, învățătura este bună, dar mă învățați prea târziu. Multe lucruri le-am pierdut, putea să mă învățați altă dată. Știți că lucrul acesta se întâmplă și când este vorba de viața de familie? Pentru că noi de aici vom merge la nuntă, m-am gândit să țin în prima parte un mesaj care să aibă de-a face cu viața noastră și cu viața noastră de familie. Și mesajul meu este intitulat foarte simplu, dacă vrei ca Domnul să se ocupe de casa ta. Și dacă v-aș pune să ridicați mâna, cred că unii ați ridica ambele mâini, frate, chiar vreau Dumnezeu să se ocupe de casa mea, dar nu numai acum, să se ocupe veșnic și de copiii mei, de copiii copiilor mei. Aș vrea Dumnezeu să poarte de grijă familiei mele. Și lucrul acesta se poate, slăvit să fie Domnul. Numai uitați ce am învățat eu din experiența lui David. Și știți de unde am învățat? De la Dumnezeu. Când Dumnezeu începe să menționeze de ce îl binecuvintează pe David, de ce îi binecuvintează casa, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu începe cu ziua anunții. Dacă vă uitați, Dumnezeu nu spune, David, uite, tu acum ești destul de înaintat în vârstă și eu vreau să mă ocup de casa ta în viitor și să spun de unde m-am legat eu puternic de tine. Îmi aduc aminte de ziua anunții tale. Doamne, fain a fost! Ce cântări frumoase, ce poezii frumoase. Și pentru că tu la nuntă ai fost îmbrăcat decent și mireasa a fost pocăită, vreau să spun că poza aceea de la nuntă așa mi-a rămas în minte, că nu pot scăpa de ea și m-am gândit așa cum ați fost voi atunci frumoși, eu să vă țin frumos și să fiți binecuvântat. Știți de unde începe Domnul să-și explice legătura lui cu David? De acolo de unde știm noi povestirile acelea adevărate. Domnul îi spune profetului, spune-i lui David următorul lucru. Ce să-i spui? Te-am luat de unde? De pe pășune. Asta face ca istoria să se întoarcă exact în copilăria lui David. Și am învățat următorul lucru. Dacă vrei ca Domnul să se ocupe de familia ta, alege să fii al Domnului înainte de a te gândi la căsătorie. Până nu intră căsătoria în calcul. David avea câțiva ani când era cu oile.
Nu știu dacă el a fost precoce și s-a gândit de atunci la însurat. Nu știu dacă asta și tot timpul își petrecea vremea pe internet să vadă cum va trebui să fie nunta lui. Dar știu că pe copilul acesta a început să-l preocupe ceva din frage de copilărie. Știți ce? Relația cu Dumnezeu. Unii o să spuneți, frate Iuga, dacă ne predicați asta când eram noi copii, acum avem 70 de ani și spui, dacă vrei ca Domnul să se ocupe de familia ta, iubește-L pe Domnul din tinerețea ta. Felicitări că ați ajuns la vârsta asta, dar vreau să vă întreb, încă nu știți pe nimeni care are câțiva ani? Credeți că așa David din senin i-a venit lui să se închine lui Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu? Sau a fost cineva de vârsta dumneavoastră care a spus, ascultă-mă copile, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în viață, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în casa ta, alege-L pe Dumnezeu acum și începe să-L slujești pe Dumnezeu acum. Nu la maturitate, nu la bătrânețe, nu când te vei căsători și vei avea o viață stabilă din punct de vedere social sau oricum ai vrea tu. Începe să-L iubești pe Dumnezeu acum, începe să-L slujești pe Dumnezeu acum, începe să trăiești în curăție față de Dumnezeu acum. Dragii mei, Dumnezeu vrea să binecuvinteze și asta, slăvit să fie El. Dar este vremea să ne învățăm copiii și nepoții. Că dacă doresc binecuvântare când sunt mari, și mai ales dacă doresc binecuvântarea aceea veșnică, eu mă voi ocupa veșnic de urmașii tăi, atunci nu începem, nici la 30 de ani, nici la 40 de ani, nici la 60 de ani, nu lăsăm împăcarea cu Dumnezeu, cum spun unii, pe ultima sută de metri, că în 5 minute m-am pocăit, am rezolvat și rezolv și cu botezul, începem o relație cu Dumnezeu din fragedă copilărie. Pentru că Dumnezeu contabilizează lucrurile de atunci când începem să-L iubim pe El și să-L slujim pe El. Amin? Poate că unul din lucrurile care trebuie să le avem în cercetarea noastră astăzi, când stăm la masa Domnului, când ne cercetăm mereu, este, Doamne, sunt dispus să investesc în cineva. Poate unii aveți nemulțumirea că n-au investit alții în voi. Frate, dacă m-ar fi învățat pe mine bătrânii biserice de altădată, dacă m-ar fi învățat mama, tata, bunicul, bunica, au trecut toate vremurile doar cu regrete, să spunem că n-au făcut alții. Întrebarea este noi. Noi ne facem datoria să spunem copiilor, tinerilor, că relația cu Dumnezeu nu trebuie începută cândva, că relația trebuie începută cât mai devreme posibil. Că trebuie să avem o inimă curată din copilărie. Nu să avem o inimă plină de păcate ca să aibă Domnul ce ierta. Oricum are Domnul ce ierta. Când se vorbește despre David, Domnul spune, l-am găsit pe David, cum are? Inima curată. Nu-i pregătit încă să ia tronul, dar eu îl aleg, îl pun deoparte pentru că inima lui are o curăție deosebită. Investim în alții. Să învățăm de mici să crească în iubire față de Domnul cu inima curată. Investim în alții să învățăm de mici să îl slujească pe Domnul. Vreau să vă întreb un lucru. Ce s-ar fi întâmplat cu David dacă ar fi spus, aș vrea să cânt și eu niște cântări. Cine mă aud? Caprele? Oile? Poate un măgar pe acolo, pe lângă turmă, dar nu știu dacă avea măgar, că avea cam puține. Adică, ce rost are să cânt eu aici laudele Domnului? Mă aud copacii, păsările, vulpile. Eu cred că l-au auzit oile, l-au auzit caprele, dar cred că l-a mai auzit cineva. A, Domnul aude? Și atunci când e singur pe pășune? Și atunci aude Domnul. Oare erau îngeri care stăteau să asculte cântările copilului David? Că nu era nimeni. Nu era nimeni. Am observat la noi nu aici, știți, în altă parte, când este vorba să faci ceva, una din întrebări este, frate, dar cam câți vor fi prezenți? Adică să cânți tu o cântare, să ai patru persoane în fața ta, nu prea dă bine, fraților, nu prea dă bine. Da? Să ne mai anunțe, frații de la Credo când vin, că poate facem un program mai bogat atunci, găsim cântări, poezii, știți, că mai dăm și pe sticlă. Ceea ce nu-i rău, dar ascultați-mă, dacă am fi doar noi păsările, florile, doar noi și ursul, sau doar noi, chiar suntem doar noi?
oi adevărat, David a ajuns într-o zi să cânte laudele Domnului în mulțimea credincioșilor. A ajuns liderul acela de închinare care spunea, chemați numele Domnului împreună cu mine. Dar nu acolo a început. N-a început cu microfonul, n-a început cu televiziune. Știți unde a început? El, nu știu, cu fluierul, cu ce a avut el acolo, el doar cu graiul lui, îl lăuda, îl sluja pe Domnul. Acolo se clădește relația aceasta, dacă vreți, în doi cu Dumnezeu, acolo se pun temeliile. Toți am vrea binecuvântarea de mai târziu. Dacă vrei ca Dumnezeu să se ocupe de tine și de casa ta, alege să-L iubești pe Dumnezeu până nici nu ai în gând căsătoria. Alege să-L slujești pe Dumnezeu până nici nu este vorba de căsătorie, până nu este vorba de mulțime, nu este nimic public, este ceva între tine și Dumnezeu. Clipele acelea extraordinare în care tu și cerul sunteți împreună și lauzi pe Dumnezeul care îți dă atâta binecuvântare, Dumnezeul Universului, Dumnezeul care te ocrotește în lucrurile mari sau mărunte pentru tine. Alege să-ți păstrezi inima curată, indiferent cum trăiesc alții. Acum gândiți-vă, el avea câțiva frați, așa-i David? Toți copiii de pocăit, așa-i? Și credeți-mă, în poporul lui Dumnezeu nu era David singur la adolescență sau la 17 ani. Eu cred că erau mulți în poporul lui Dumnezeu care, ascultați-mă, nu trăiau cum trebuie. David nu s-a uitat la fiecare să spună, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, ăla e pruncul diaconului, uite ce năzbât îi face. Păi dacă păstorul îi face asta, fraților, ce eu? Păi sunt nimic pe lângă el, eu îmi pot permite orice dacă celor din comitet fac asta. David a avut o altă filozofie. Fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu. Este Dumnezeul care mă vede pe mine, îmi vede viața. Eu trăiesc o viață curată, că știe tata, că nu știe tata, că apreciază, că nu apreciază, că la noi se dau în localitate diplome de sfințenie sau nu. Eu trăiesc pentru Domnul. Asta înseamnă să pui sămânța curată în tinerețe. Și apoi să culegi roadele. Dacă vrei ca Dumnezeu să aibă grijă de tine, de casa ta, ai grijă să fii al Domnului din tinerețe, ai grijă să trăiești cu inima curată întotdeauna, ai grijă să înalți numele lui Dumnezeu întotdeauna, îți dă Dumnezeu cântări, îți dă Dumnezeu alte experiențe, nu uitați, nu uitați că Dumnezeu este Cel care ne aude și ne vede oriunde am fi. Și vedeți, omul care este obișnuit să înalțe numele lui Dumnezeu în particular, știe cum să acționeze și în public. Dacă de multe ori noi spunem că nu știm să ne comportăm în public, vă spun un lucru, noi nu știm să ne comportăm în particular. Dacă ne învățăm în particular, ascultați-mă bine, dacă ne învățăm în particular să mâncăm frumos, e foarte ușor să mănânci frumos la nuntă. Pentru că ți-a intrat în sânge. Dacă ești numai tu, eram cu Dora undeva la o conferință și stăteam la o familie, sora ne servea așa ca la hotel 5 stele și am zis, soră, da, lăsați-o un pic mai moară, adică ce noi nu știm. O spus, frate păstor, să vă spun următorul lucru, dacă singură mă așez la masă, așa mănânc cum vă servesc pe dumneavoastră. Eu am rămas un pic blocat și o spus, frate, dacă nu mă cinstesc eu pe mine, cine să mă cinstească? Și știu dacă singură la masă îmi pun toate tacâmurile, parcă aș fi la cel mai mare hotel din lume. Dom'le, asta și-a făcut un stil de viață din chestia asta. Când am ajuns noi ca musafir, nu era de așa deloc. Adică mai punea o farfurie în plus, una în minus. Asta făceam fiecare zi. Dacă te obișnuiești să-L lauzi pe Dumnezeu întotdeauna, știi ce vei face în public? Știi ce vei face în public? În momentul în care se va întâmpla ceva bun și va fi plin de derbedei lângă tine, tu te vei scăpa, dacă nu altceva, cu un mărit să fie Domnul. Chiar dacă după asta îți vine să-ți dai peste gură, ți-a intrat în sânge, mărit să fie Domnul. Te duci ca bunicul unui coleg de-a meu, ajunge el pe vremea comuniștilor în București, se duce la cofetărie, îl duce nepotul să-i dea o prăjitură în București. Bătrânul de 80 de ani, când ajunge prăjitura, n-a zice să ne ridicăm, să mulțumim Domnului. O rămas ăștia toți blocați, eu nu am nicio treabă, s-au ridicat, o mulțumit Domnului și o mâncat prăjitura. De ce? I-a intrat în sânge. Acum, dragii mei, toți ne întrebăm de ce, când David îl vede pe Goliat, zice, mărit să fie Domnul, pe ăsta n-am cum să-l ratez. E atâta de mare, că n-am cum să dau pe lângă el. Păi nu atunci a venit ideea, să știți. Era un stil de viață. David, când auzea pe cineva că hulește numele lui Dumnezeu,
Eu cred că lui, scuzați-mă, dacă i-ar fi trecut prin cap că o oaie nu respectă pe Domnul, în numele Domnului o făcea bucăți, o băga la cazan. Adică la el totul trebuia să laude pe Domnul. Și ajunge copilul acesta pe câmpul de luptă, el nu se duce să se bată acolo, știți, îl trimite cu niște brânză, cu nu știu ce, așa era și pe vremuri, duce la căpetenii să vezi ce fac cei mai mari, dar când ajunge acolo, el n-are treabă cu ceaiul, n-are treabă cu celelalte, că l-aude pe ăla că se leagă de Dumnezeul lui. Și copilul ăsta se uită la el și spune, Doamne, cine-i sprăvitul ăsta? Cum își permite el să se ia de Dumnezeul meu? Noroc că ăștia nu-și făceau cruce din Israel, cred că așa, zice, mă duc eu să-l arăt eu. V-ați gândit, dragii mei, că am luat pasajul acesta ca citire ce în 2 Samuel, v-ați gândit 40 de zile, 40 de zile de groază în care vine filisteanul și zi de zi spune, îmi bat joc de Dumnezeul vostru, dați-mi un om cu care să mă bat și decidem aici tot. Acum ascultați-mă, întotdeauna evreii au avut oameni viteji. Întotdeauna evreii au avut oameni ai curajului. Și Saul era unul dintre cei curajoși. 40 de zile, unul nu este în stare să vină în față să spună, mă duc eu, chiar dacă îmi risc viața, nu mai suport cineva să-și bată joc de Dumnezeul meu. Alții suportă 40 de zile. O, eu cred că au plâns, s-au rugat, îi durea în inimă, îi tăia în inimă, dar n-aveau curaj să se ducă să se lupte cu el. Și vine un copil și nu știu dacă ascultă 4 minute, nu 40 de zile, și spune, mă duc eu. Ascultați-mă, asta nu vine pe câmpul de bătălie, nu vine în public așa de la sine. Știți de unde vine? Din viața particulară, din viața de fiecare zi. Dacă vrei să-L înalți pe Domnul, ca apoi El să te înalțe, că așa se leagă lucrurile. Te-am proslăvit, dă-mi putere să te proslăvesc. Dacă vrei să-L înalți pe Dumnezeu întotdeauna, învață-te să-L înalți pe Dumnezeu în particular, în fiecare ocazie. Acasă, când ești cu cei dragi, când ești doar tu, fie că este vorba de lucru de odihnă, învață-te să înalți numele Lui Dumnezeu, să-ți pese de numele Lui Dumnezeu. Și când va veni momentul crucial, nu va fi nicio problemă să faci exact ce ești obișnuit să faci. Despre un alt om mare, așa spunem noi, un om al lui Dumnezeu, despre Daniel, când se dă decretul că nu mai avem voie să ne închinăm. Știți ce spune Scriptura? Daniel, la fel ca întotdeauna. Adică el, dacă asta era obiceiul lui să închine lui Dumnezeu de 3 ori pe zi, care era problema că a dat împăratul un decret care îi punea viața în pericol? El avea un obicei sfânt. El s-a învățat cu lucrul acesta și dacă nu și-a permis rabat altă dată, nu-și poate permite rabat nici acum. Chiar dacă ar fi fost vorba să vorbească cu împăratul. Gândiți-vă cum ar fi sunat dacă el atunci ar fi luat hotărârea sfințirii să se roage de 3 ori pe zi. Până atunci nu te rogi, până atunci nu postești, dar când dă împăratul porunca că n-ai voie să te rogi, hop și tu exact în aceea zi faci legământ că împăratul spune, băi, nu ești... De ce ai început astăzi? De ce ne-ai așteptat 30 de zile? Oricât de prieteni ți-ar fi. Dar dacă vii și spui, împărate, noi ne înțelegem bine. Tu întrebi Daniel de ce. Împărate, eu de 20 de ani fac lucrul ăsta în fiecare zi fără rabat. Acum te întreb un lucru. Tu vii și pleci, că așa vin împărații. Tu dai influența de unul sau altă lege. Eu să-mi cal pe conștiința mea? Eu să las un obicei de o viață pentru că ai dat o lege? Învață-te să-L înalți pe Dumnezeu întotdeauna, în lucruri mici, în lucruri mari, în lucruri private și în lucruri care sunt doar în intimitate. Și dacă Domnul te cheamă să-L slujești, dacă Domnul te cheamă să-L slujești, acceptă slujirea. Chiar dacă zici că este greu, știți câți ani a fugit David, împărat fără tron? Dar n-a zis niciodată nu. Dumnezeu l-a chemat, l-a pus deoparte. El știa vremurile în care trăiește. David ar fi putut băga de vină Domnului, Doamne, asta nu se potrivește, asta nu se potrivește, mai lasă-mă un an, mai lasă-mă 7 ani, sau dacă tot mă vrei împărat, lasă-mă în umbră cu o viață liniștită până când îl iei pe Saul la tine și după ce l-ai luat pe Saul la tine, ia-mă și așează-mă direct pe tron, lucrurile sunt simple, nu fac dușmani, n-am nicio problemă, de ce să fug tot timpul și tu să fii nevoit să mă ții în viață? David spune, Doamne, eu te iubesc, mă interesează numele tău, gloria ta, mă vrei în slujba ta, accept, indiferent cât de mare ar fi prețul. Și ani de zile a plătit prețul slujirii, fugind. Acum, poate că unii ne întrebăm, frate, până la urmă, anii aceia de fugă,
anii aceia de vânătoare din partea lui Saul față de el, la ce i-au folosit lui David? Haideți să vă spun un lucru, nu mă interesează la ce i-au folosit lui. De eu vă întreb, ție ți-au folosit anii aceia de fuga lui David? Încă nu știi? Ai citit vreodată psalmii? Ți-au folosit psalmii? Te-ai gândit vreodată cam ce psalm scria David dacă Domnul lua de la oi și îl ducea pe scaunul regesc și de aici încolo era numai bine, fericire și binecuvântare? Ce psalm mai scria David? Scria psalm. Doamne, îți mulțumesc, nu mă doare nimic, nu lipsește nimic, n-am niciun dușman. Care ați fi citit psalmii? La ce vă foloseau? Dar în momentul în care citești în Scriptură și îl vezi pe David, că spune, mă urmărești ca pe un purice, toate oasele îmi sunt zdrobite, sunt nenorocit, sunt însetat, nu mai văd nicio scăpare, Doamne, numai Tu ești izbăvirea mea. Psalmul acesta nu ți se potrivește mai bine? Și când vezi că Dumnezeu a lucrat și l-a scos de acolo, a fost cu el pretutindeni, l-a ținut în viață, nu-ți folosește și ție să începi să cânți, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, vei privi doar cu ochii, vei vedea nimicirea celor răi și izbăvirea ta, pentru că te încrezi în Domnul. Anii aceia care noi, poate nici David nu le-a prea văzut rostul, la care noi n-am vedea rostul, sunt anii lui Dumnezeu de pregătire pentru el și pentru slujirea care trebuia să o aibă pentru noi, dacă nu altceva. Aceasta înseamnă că dacă vrei să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vrei ca Domnul să se îngrijească de tine, de casa ta, este foarte important să îi rămâi credincios lui Dumnezeu în toate încercările. David n-a fost un om neîncercat, dar credincioșia lui este evidentă. Dumnezeu se bucură de lucrul acesta, apreciază și răsplătește. Și acum, dacă tot vorbim despre familie, dacă vrei ca Domnul să aibă grijă de familia ta, când ajunge vremea să-ți întemeiezi o familie, întemeiază-o tot cum vrea Domnul. E adevărat, nu ni se dau foarte multe detalii cum s-a căsătorit David. Sunt și lucruri care țin de vreme de atunci. Dar vreau să vă întreb un lucru. Ați observat citind istoria vieții lui David că el niciodată nu făcea ceva fără să-l întrebe pe Domnul? Ați observat lucrul acesta? Recent vă spuneam că și atunci când vrășmașii au fost nimiciți și tronul e la liber, înainte să plece el spre tron, el spune, Doamne, am o întrebare. După calendarul Tău, după ceasul Tău, a sosit vremea să mă duc eu? Și până când Domnul nu-i spune, du-te, David nu face un pas. David nu folosește niciodată mijloace omenești, nu folosește răzbunare, nu folosește și retlicuri. El spune, mi-am pus viața în mâna lui Dumnezeu, mă duc pe mâna lui Dumnezeu în toate lucrurile. De fapt, pentru mine, un lucru foarte important la căsătoria lui, știți care este? Refuzul, e adevărat, un refuz înțelept de a se căsători cu fata cea mare a lui Saul. Te-ai gândit vreodată un copil de la țară să audă că fata președintelui, a împăratului de atunci, ce înseamnă enorm de mult, că fata împăratului i-ar putea deveni soție? Și cine vrea lucrul ăsta? Tata fetei. Și asta a făcut Saul să se răspândească. Spuneți lui David că-l vreau ca ginere și îi dau fata cea mare. Și el spune foarte înțelept, smerit, mulțumesc, nu sunt vrednic. Știți că așa spunem noi când nu ne place ceva, nu ne considerăm vrednici și toate celelalte lucruri. Dar interesant că atunci când e vorba de a doua fată și spune împăratul, spuneți lui David că mai am o fată de măritat și m-aș bucura să fie ginerele meu și vreau doar atât, ca să nu fiu o povară, vreau pentru el, din partea lui, vreau doar 100 de euro cadou. Vă aduceți aminte cum erau euro atunci? Știți ce face David? Foarte interesant. Cât îi duce împăratului? Câți euro? Dublu, 200. Ce schimbare de atitudine. Pentru că era vorba de o altă fată, era vorba de niște sentimente acolo și eu sunt sigur că era vorba și de un alt plan, planul lui Dumnezeu.
Nu pot să-mi imaginez un om care se consultă cu Dumnezeu în lucruri mici, în lucruri mari, să nu se consulte cu Dumnezeu când este vorba de căsătorie. Dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze, apropo, și acolo au fost probleme. Pentru că, de fapt, aceasta este ideea. Dumnezeu te ține și în mijlocul problemelor și îți arată că harul Lui este suficient, că prezența Lui și puterea Lui sunt suficiente. Un om care știe și aici cum se înceapă lucrurile. Dar tare mult aș vrea să rețineți. Am văzut că la noi s-a împământenit sistemul acesta. Venim să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. De multe ori chiar nu contează cine am fost și ce am făcut. Dacă venim la altar, dacă facem o rugăciune, am aștepta ca de acolo Domnul să se ocupe veșnic de noi. Nu e adevărat, dragii mei. Dumnezeu nu începe istoria de unde vrem noi. Dumnezeu începe istoria de la început. Și cu cât mai devreme în viață ne apropiem de Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, îl onorăm pe Dumnezeu, păstrăm o inimă curată, purtăm numele Lui și ne interesează numele Lui, cu atât mai mult contează și va conta binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acum pentru dumneavoastră cei căsătoriți, care v-ați căsătorit, ideea este clară, după ce te-ai căsătorit, nu uita de numele lui Dumnezeu. Nu uita de împărăția lui Dumnezeu. Din nou spun, noi ne-am obișnuit de multe ori atât de mult să punem accent pe familia noastră ca să uităm de Domnul și de alte lucruri. Uitați-vă la David care și după ce este căsătorit, și după ce este împărat și toate, nu uite. Și cum îi dă Domnul un pic de odihnă? Cum îi dă Domnul un pic de odihnă și îl izbăvește de vrăjmași? Primul lui gând, știți care este? Să mă port cu înțelepciune față de Dumnezeu, să-i zidesc o casă ca să fie o mărturie în lume cât de mare și de minunat este Dumnezeul nostru. Omul care se îngrijește de casa lui Dumnezeu, nu în ideea zidurilor doar, deși pentru el atunci însemnau ziduri. El se îngrijește de casa lui Dumnezeu, o spuneam și în alte ocazii, nu pentru că era bolnav și ar fi vrut să se vindece, nu pentru că era sărac și ar fi vrut să-i dea Domnul, nici măcar că i-a poruncit Dumnezeu, David, fă-mi și mie o casă. Nu s-a gândit el să-i zidească un templu, că după asta să avem noi ce predica mii de ani. Nu la asta s-a gândit el. Pentru el ideea era, Dumnezeul meu merită. Dumnezeu merită mai mult decât i-am dăruit până acum. I-am dăruit un cort, l-am adus aproape. De fapt, veți vedea că acolo sunt etape. Prima dată îl aduc pe Dumnezeu aproape de mine, în Ierusalim, și apoi vreau să-l mut în templu cel mare. Dumnezeu merită. Asta era ideea lui David, motivul lui David. Și în conjunctura aceasta, când David spune, Doamne, mă îngrijesc în continuare de numele Tău, de casa Ta, Domnul spune, David, Tu nu poți, dar eu pot. Și Dumnezeu îi face promisiunea aceea extraordinară. Acum, unul din motivele cercetării, vi l-am spus, ce facem pentru generația tânără? Cum ne creștem copiii? Cum ne creștem nepoții? Ce fac tinerii? Vor binecuvântarea lui Dumnezeu? Se gândesc să trăiască oricum și apoi Dumnezeu să șteargă, să uite totul. Ce frumoasă este Evanghelia aceasta! Să uite totul și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi, urmașii noștri. Ar fi foarte frumos să fie așa. Poate că se poate întâmpla și așa. Nu știu 100% dacă găsim o Evanghelie pentru aceasta și o să explic dacă vreți de ce spun lucrul acesta. Dar... un al doilea motiv de cercetare, că suntem aici unde suntem. Nu mai suntem nici în tinerețe. Poate ne întrebăm, bun, din mesajul acesta, eu astăzi, la 50-60 de ani, ce pot învăța? Dacă nu mă ocup de alții, nu m-am ocupat, mă voi ocupa de alții, dar pentru mine. Vreau să vă spun un lucru. Indiferent cum ne-am trăit viața până acum, indiferent ce am făcut sau ce n-am făcut până acum, indiferent câte zile, ani am pierdut, dacă vrem binecuvântare pentru veșnicie, n-avem încotro, tot de Domnul trebuie să ne legăm. Tot la El trebuie să venim, tot pe El trebuie să-L iubim, tot pe El trebuie să slujim, tot numele Lui trebuie să-L înălțăm și tot o viață curată trebuie să căutăm. Dacă sunt anii mei pe care i-am pierdut, da, sunt, dar nu mai merită să-i pierdem în continuare. Unii ne întrebăm ce va face Dumnezeu pentru mine dacă astăzi încă o dată îmi dăruiesc inima în întregime Lui, dacă mă pocăiesc astăzi, dacă vreau de astăzi mai mult să-L iubesc pe Domnul în particular decât în public, ca să-mi fac niște obiceiuri, ce va face Domnul? Lasă-L pe Domnul să te surprindă. Dar ascultă-mă bine, n-ai altă șansă.
Este ca elevul, dacă vreți, care o vreme nu ascultă de părinți și nu vrea să învețe. Sunt unii copii care nu vor să învețe, pentru că lor munca e grea la școală, să învețe, lor le place să muncească, am auzit tot felul de istorii de genul acesta, și se duc unii, muncesc un an, doi, dacă pot să muncească sau nu, și după un an, doi, spune, băi, frate Iuga, viața e grea, nu m-am gândit că e așa, domne, la roabă, zice, nu-i ca în filme. Bun, zice, ce șanse am? Zic, copile, știi ce șanse ai? Te duci înapoi la școală. Da, da, zice, am pierdut 2 ani. Păi zic, mai pierde 2. Mai pierde 4, mai pierde 7, dar ori de câte ori în viață vei veni la întrebarea pot să fac ceva să-mi fie mai ușor, să-mi fie mai bine, eu îți voi spune aceeași predică, du-te înapoi de unde ai lăsat lucrurile și ai pierdut 2 ani, dar n-ai pierdut o viață. Îți va fi mai greu, dar nu imposibil. Așa este și cu pocăința, așa este și cu dedicarea, așa este cu umblarea noastră cu Dumnezeu. Unii am pierdut niște ani. Dar n-are rost să-i pierdem pe toți. Dragii mei, Dumnezeu se poate ocupa de viața noastră. Dumnezeu se poate ocupa de tinerețea noastră. Dumnezeu se poate ocupa de familiile noastre. Dumnezeu se poate ocupa de bătrânețele noastre. Dumnezeu se poate ocupa de veșnicia noastră, slăvit să fie El. Dar nu în alte condiții. Dumnezeu nu-și negociază condițiile. O inimă curată, o inimă dăruită lui în întregime, iubire față de Dumnezeul nostru, slujirea lui Dumnezeu, acceptarea provocărilor pe care le are El, provocări în care ne va ajuta și păstrarea priorității, numele lui Dumnezeu mai presus de orice nume, în orice situație, nu sunt negociabile. Sunteți unii aici, sunteți unii care ne ascultați pe internet, care puteți să spuneți mulțumim lui Dumnezeu că datorită părinților, bunicilor, bisericii, a multor alt factori, din tinerețe și până astăzi am umblat cu Domnul. Slăvit să fie Domnul. Știți ce înseamnă aceasta? Să nu lăsați armele jos. Știți că unele din marile greșeli le-a făcut David la bătrânețe. A trebuit să se pochească și de ele. Cei care au umblat frumos cu Domnul nu înseamnă că pot să intre în vacanță, în concediu, chiar dacă este perioada concediilor de la pocăință și sfințire, nu putem lua concedii. Cei care trebuie să ne pocăim de lucruri pierdute sau am pierduți, nu văd un moment mai potrivit decât astăzi. Cei care trebuie să îi învățăm pe alții, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu cum putem găsi ocazii, posibilități. Și dacă v-am spus, dacă nu întotdeauna putem noi să le explicăm, haideți să-i chemăm pe oameni la adunare, să le amintim aici, în locul acesta, cine este Dumnezeu, ce poate face El pentru noi, pentru casele noastre și pentru veșnicia noastră. Suntem la masa Domnului când ne aducem aminte că a venit Fiul lui Dumnezeu. A venit Fiul lui Dumnezeu în lume pentru că i-a păsat de viața noastră privată, i-a păsat de familia noastră și pentru că vrea să se ocupe veșnic de noi, vrea să ne dea binecuvântare. A plătit, spune mereu că nu s-a putut fără preț. Nu s-a putut nici la El, nu se poate nici la noi. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că împreună cu El putem să facem lucruri importante, putem ajuta oameni care să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă ajuți pe cineva să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu veșnic, ai făcut cea mai mare afacere în lumea aceasta. Ocupă-te de Dumnezeu, de numele Lui, de împărăția Lui. Îți spun lucrul acesta chiar dacă ai auzit de 1000 de ori lucrul acesta, pentru că este valabil. Pune împărăția lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu mai presus de orice nume. Când noi ne ocupăm de slava Domnului și de gloria Lui, Domnul în înțelepciunea și în bunătatea Lui se ocupă de noi nu pentru o zi, 2 sau 4. Domnul vrea să se ocupe de noi veșnic. Și în Iisus Hristos poate face aceasta. Slăvit să fie El. Amin.